Dar lumea mă cunoaște în blogosferă, în social media, pe internet, drept chinez. De ce zic că e foarte bine? Pentru că se potrivește la marele fix, fără să mă fi înțeles cu nimeni dintre organizatori, cu ce vreau eu să vă zic. Eu mi-am notat că sunt mai bătrân și nu le țin minte așa. Eu am venit aici ca să vă cert, pe românești. Hai să vă zic de ce vreau eu să vă cert. Și sper din tot sufletul că pe mulți dintre voi vă cer degeaba și aștept după aia, că nu-i voie să ziceți în timp, dar trebuie să mă lăsați cât să vă arăt cât de deștept. După aia să-mi ziceți, bă, n-ai avut dreptate, pe mine m-ai certat degeaba. Trăim într-o lume, asta, internet 2.0, modernă, în care foarte multă lume pățește ca bancul cu americanii care ajung prima dată pe Marte, îl știți? Și ajung americanii pe Marte, se dau ei jos din nava spațială cu steagul american să-l înfingă acolo și un cioban de la Sibiu stătea în bâlt, așa, știi, acolo. Ăștia șocați. Mă, dar tu cu ce ai venit aici, mă? La care ciobanul zice, cu brânză. Asta e lumea în care, pe care multă lume ajunge așa în pragă și se uită și exact ca ciobanul, ca americanul, cu ciobanul cu brânză, nu înțelege nimic. Din lumea asta internetului, dar lumea asta e peste tot. Peste tot. În fiecare zi se încarcă pe YouTube ceva de genul 100 de milioane de ore de filmări. În fiecare zi, în România, sunt 3 milioane de români citesc bloguri. Nu știu câți citiți bloguri dintre voi. Apropo, câți aveți Facebook? Avem material de lucru. Cât aveți blog? În afară de Rare și de Răzvan, nu? Voi nu. Chiar. Să continuăm cu cea. Lumea asta se schimbă îngrozitor de tare. Citeam la un moment dat un articol excelent în Financial Times în care vorbea despre producătorii de șarete din secolul XIX. Și era, nu știu, o asociație la englezoi, că aia a fost englezoi și atunci și acum. Era o asociație a producătorilor de șarete. Și la un moment dat ceva, el, o ziar de la Galben de scandal, merge la președintele asociației producătorilor de șarete și zice, știți, a apărut o chestie cu motor numit automobilul. Și ăla cu aroganță supremă, așa, și ce ne interesează pe noi asta? În 30 de ani șaretele nu mai existau. Decât la banchete veneau domnișoarele, începeau să circule automobil. Asta înseamnă să nu vezi când vine viitorul peste tine. Când nu vezi tu ca om personal, e o chestie. Când nu vezi tu când, ca decizie de business, e o mare, mare problemă. Și de ce zic comparația de plan personal cu plan de business? Pentru că trăim într-o lume în care fiecare dintre noi trebuie să facem un pic de business cu brandul nostru. Când a apărut televizorul, nu știu, era prin anii 40, ceva de genul ăsta, primul televizor și făceau tot felul de teste, au durat vreo 40 de ani ca televizorul să devină mainstream, să-l avem toată lumea în casă. 40 de ani. Când a apărut telefonul, au durat 15 ani. Telefon mobil. 15-20 de ani, toată lumea... Există vreunul în seara asta care are telefon la ea, mobil? M-am înțeles. Deci au durat 15 ani. Internetul? În 5 ani de zile se poate, s-a putut vorbi despre el că e un mainstream. Ce mai urmează după asta? Dracu știe, frate. Și nu poți să știi exact cum zicea Sir Robinson. De unde să știi noi ce o să fie în 5 ani? Nu avem nici cea mai mică idee. Tot ce trebuie să știm că vine viitorul peste noi, vine modernitatea într-un mod extraordinar. Și tot ce putem face e să gestionăm prezentul ăsta al nostru. Vin acum la brandul personal. Până, cum zicea și Mr. Robinson și să mură dacă mă înțeles cu el, nu am înțeles că nu-l cunosc, din păcate. Pe vremuri însemnând și pe vremea mea, că și eu aveam 14 ani când a venit Revoluția. Și la mine era în cap totul foarte ordonat, adică societatea mă pregătea, eram pionier, fruntaș, urma să devin opticist, fruntaș, urma să intru în structura de partid și de stat și nu știu ce, să conduc o întreprindere, deci era clar. Pe vremea era totul clar, urmai așa pe niște trase, niște linii trase de cineva și totul era foarte clar. Acum nu mai există. Câți dintre voi sunteți la liceu? Știți sigur ce o să vă faceți? După ce terminați liceu? Cine știe? Na. Mai puțin de jumătate știți ce o să faceți în liceu. Exact asta e problema. N-aveți de unde să știți, trebuie să fiți pregătiți pentru orice se întâmplă. Și aici intervine partea cu brandul personal, la care internetul vă ajută într-un mod colosal și pe undeva aproape gratis. Ce înseamnă brandul personal? Când te duci, ieși și tu, prima dată te lasă părinții să te duci la o bere sau la un suc.
Scuzați, berea se vede la mine. La un suc cu prietenii. Ce faci? Bună, sunt Cristi. Din momentul ăla tu începi să te vinzi. Din momentul ăla tu ești un businessman pe brandul tău. Tu îți vinzi brandul. Asta se întâmplă în lume. Gândiți-vă de fiecare dată când faceți asta. Gândiți-vă că înainte la, să ieși la... să bei un suc cu prietenii, asta un pic la oglindă. Băieții, știi? De alea? Deci ați, voi vă pregăteați să vă vindeți, n-ați conștientizat asta. Ceea ce e foarte bine. Cine face așa ceva, e un businessman pe brandul lui și asta e foarte bine. Ia uite-mă cum sunt chestia asta. Mi-am scris multe, dar trebuie să le concentrez. Mie îmi place foarte mult să interacționez cu oameni, să-i întreb, să vorbim, dar nu avem cum astăzi, că așa e sistemul. Hai să vă zic la ce vă ajută în plan practic și ce mi s-a întâmplat și mie, să fii prezent în social media, să ai blog, să fii pe Facebook, să zicem că mergi să te angajezi. Îi slujba, uite cum sună agențiile, îi slujba vieții tale, îi deviz, e o slujbă extraordinară și ți se spune că ai ajuns în finală 2. Tu și cu tu, zicem așa, da? Și stai o săptămână, o să fiți informat după o săptămână de decizia noastră. Băi, și stai o săptămână și termina, nu mai ești la suc cu prieteni, nu mai e nicio treabă, stai mă, uiți la seriale pe Vplay, adică de azi. Și după aia primești telefonul, îmi pare rău, nu, ați fost selectată la și tu, terminat, așa întreb, dar de ce? Și o ți se răspundă, pentru că dânsul e mai calificat la. Și de fapt, și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că el are un blog și scrie despre ce vrea. Sau are o prezență pe Facebook foarte, foarte mișto. Toți angajatorii, da, toți angajatorii, ei n-au voie să recunoască asta. Asta e o jubecărie. Toți angajatorii te caută pe internet. Și în funcție de ce văd ei pe internet despre tine, iau anumite decizii de angajare sau nu. Vă dau un contraexemplu. Real. Director de marketing, tânăr. O prins un job super tare și s-a dus în ziua în care prins jobul să se îmbete cu prieteni. Că a prins jobul de bucurie. Erau atât de matoliți băieții aia, încât au pus bere mult într-o pâine și i-a dat unul câine să mănânce. O îmbăta câinele. S-a filmat și s-a pus pe Facebook. Înțelegi? A doua zi a fost dat afară, evident. E și partea asta, cum își gestionez brandul. E foarte... Tot ce faceți pe Facebook, tot ce apare pe internetul ăsta e public. Și de aia zic că trebuie să fiți businessman, pentru că un produs pus pe piață, voi, fiecare dintre voi, înseamnă că e văzut de ceilalți și ceilalți interacționează cu el. Trebuie să aveți mare grijă la produsul ăsta pe care îl vindeți. Există momente decisive și o să te rog și tu cu... Caute și tu pe Google 5 o'clock photo sau Radu să-l cudea și o să vezi 5oclockphoto.ro și o să punem un filmuleț. Există momente decisive în viață. Pe care dacă le ratez, îți dă cu virgulă. 5 o'clock photo. Primul foto, da. Trebuie să vedeți filmul, că mi se pare extraordinar. Ăla, 5 o'clock. Și o să vezi că are un film, moment de decisive moment, sau ceva de genul. Hai să ne uităm un pic la el și după aia. E foarte scurt. Decisive moment, ăla. Da. Am pus pe bloc de asta. Te fi tot ecranul. Evident. Ce? Te vezi că se Să vă traduc. Deci cam așa arată, vrei ceva în viață și te îndrepți către ce vrei tu în viață, da? Cam așa. Singur ce duci în viață, nu te ajută nimeni. Ce duci? Să schimbă contextul. Dar tu tot mergi, că știi că vrei să ajungi la aia. Exclusivitate.
pentru ce nu știu, cablul ăla e un declanșator. În loc să apeși pe butonul aparatului, ai un cablu așa și în capăt ai un buton care, pe care apeși. Mie îmi place extraordinar de tare filmul ăsta pentru că reprezintă, după mine, esența unui moment decisiv în viața ta. Ne pregătim atât de mult pentru momentele alea decisive, atât de mult le așteptăm, încât le ratăm într-un mod fenomenal de cele mai multe ori. Trăiești într-o lume în care funcționează după principiul facem și după aia ne gândim ce am făcut, decât ai să ne gândim noi 30 de ani ce avem de făcut și după aia facem. Asta e lumea în care trăim. Așa funcționez și eu. Și tot succesul pe care l-am, îți pentru că să-și atembe, ca să o zic pe românești, da? Întâi fac după aia. Ce vă recomand ca să îl completez un pic pe Vlad? El zicea că de ce nu? Eu am altă teorie și vă aplic de fiecare dată. Nu vreau să mă întreb niciodată în viața mea ce-ar fi fost dacă. Niciodată nu vreau să mă întreb așa ceva. Prefer să zic, mamă, cât a prost am fost când am făcut aia. Vai de capul de zile, decât să zic, mă, cum ar fi fost dacă aș fi făcut aia? E un gând cu care eu nu pot trăi. Nu pot trăi așa ceva. De-aia, apropo de momentul decisiv, gândiți-vă foarte mult că există momente decisive în ceea ce privește brandul vostru personal, care o să conteze foarte, foarte, foarte mult, din ce în ce mai mult, brandul vostru personal. Și gândiți-vă să profitați de acele momente decisive, pentru că dacă le lăsați prea mult să treacă, o să vedeți că s-a schimbat contextul, s-a schimbat lumea, v-ați schimbat și voi și că așa, exact cum a făcut Baciu, bătrân din imagine, apăsați degeaba pe, pe butonul ăla pentru momentul decisiv. Eu cam atât am vrut să zic, dar după aia stăm și povestim, mie așa îmi place. Să ne certăm, dar aștept să-mi spuneți dacă v-am certat degeaba pe câțiva. Da?